O casă mică, dureros de sărac, o fetiță cât o păpușă, o mamă tânără și încercată și un băiețel vesel care ar fi râs în fiecare clip a vieții lui dacă n-ar fi trebuit să îndure o boală mult prea grea. L-am depistat din cauza că vomita și o zlăbit în 2 zile. La Buș, când am ajuns, o scuioare și însute și ceva glicemia. Nici n-a apucase să stea bine în picioare când l-au diagnosticat cu diabet. Așa că de aproape 2 ani trece printr-un regim de viață crunt, pe care, de cele mai multe ori, îl îndură cu stoicism. Primește 5 doze de insulină injectabilă pe zi. Când mă vede cu acul de insulină, îi zice, înțapă, au! Înțapă, faci. Și îi zic, vlăduț, faci buba, mamă, dacă nu-ți faci mama injecția, faci buba, buba, și dă-ți destul singur. Și zice, nu plânge, nu, vine la mine și mă alintă pe față, zice, nu plânge, nu. Ione la școală multă n-a făcut, dar de când cu boala lui Vlăduț și de dragul lui, a trebuit să învețe ce e o glicemie și cum se măsoară, câtă insulină trebuie injectată și mai ales care sunt semnele periculoase pentru băiețelul ei. Când are glicemie mare, transpiră și suflă greu tare. Și când e mică, tase din gură și doarme. Stau cu el în casă permanent, din cauza că el acum e așa, acum e cade glicemia și poate cade în comă. A trecut prin multe crize de când s-a declanșat diabetul lui Vlăduț, dar niciuna n-a fost atât de gravă ca aceea de acum 1 an și jumătate, când a crezut că gata, îl pierde. O scăzut glicemia și plângea pe somn. Avea 32, cea mai mică glicemie care o a avut-o. O paralizat. De mână. Îi s-au făcut gri ochii lui în cap. Când am încercat ca să-l îmbrac, s-au încleștat așa mâinile, nu mai puteam deloc să le miști. Plângeam, dărdeam de frig, așa, tremuram. Vale, puiul lui mama, făceam și plângeam. Mi s-au închecat lacrimile aici, așa, nu mai puteam. De atunci nu-l mai scapă din ochi. Și oricât de greu i-ar fi, nici nu mai plânge ca să n-o vadă Vlăduț și să se întristeze. Îi place când îl vede așa viteaz, vesel și jucăuș. În plus, spune, e de ajuns de câte îl privează de dulciurile pe care îi le refuză, de mâncarea pe care trebuie să o ascundă uneori, căci el e tare pofticios și încă nu înțelege că își face rău. Dar când n-o vede cel mic, se mai uită la el cu inima strânsă și se întreabă cum o rezista micuțul la atâta chin. M-a săturat eu de boala lui, da, păi el. Mai degrabă m-aș da eu pancreasul meu să știu că trăiește el. Lasă-te pe gânduri. În tone cazul ei, de mamă singură cu 2 copii și de nevoi multe, a avut totuși o rază de lumină. Este echipa lucrătorilor comunitari din proiectul Servicii Comunitare pentru Copii. Ei sunt cei care au ajutat-o încă din prima zi în care a venit acasă de la spital, cu cerul prăbușit peste ea, întrebându-se cum va reuși să aibă grijă de Vlăduț. Deja zicea că nu cred că mă descurc, nu cred că fac față, pentru că, fiind micuț copilul, ea deja intrase în panică. Am învățat-o pe mamă să se orienteze în funcție de valoarele glicemiei și să noteze zilnic și de 5 ori pe zi cât glicemia și ce valoare au avut. Și descurc foarte bine. Se interesează mereu, mă întreabă mereu cum se simte băietul, cum e fata, mai ai alimentație. E mai mult ca un prieten, parcă e așa, face parte din familia noastră. Și așa răzbesc, împreună, unul pentru celălalt și toți pentru binele acestui copil, care în tot nenorocul lui a avut șansa de a avea aproape niște oameni. Trimite acum un SMS cu textul COPIL la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Ajută-i pe Vlăduș și alți copii ca el să fie susținuți de profesioniști locali și să aibă acces la tratamentele de care au nevoie. Îți mulțumim!